vedem în ultimul an critici la adresa administrației prezidențiale, în special a președintului Klaus Iohannis. E atacat, cred, și pe bună dreptate, pe foarte multe chestiuni, dar pe bună dreptate e atacat pe două chestiuni. Pe de o parte, nu vedem o lipsă, vedem lipsa unei viziuni clare în politica externă și asta se prelungește, practic, datorită faptului că nu știm cine este omul ăsta și ce crede, care sunt resorturile care îl mișcă pe el, și vedem în același timp lipsa unor repere. La fel. Nu știm cine este acest om.